Apropo de Florinel, că zici că ai fost ieri la antrenament, are șanse să joace cu Craiova? Posibil să joace, da. Posibil să joace. Da? A făcut recuperarea aia la sală, uh-huh, și astăzi, din ce am înțeles eu, intră în programul echipei. Ultimul glonte la Craiova, nu? E clar, nu? Că dacă nu câștigați, e subiect închis. Evident, că se vede clar de la distanță. Te-ai dus la 5 puncte de prima. N-am nimic împotrivă să câștige Gică campionatul. Îl câștigă corect. Gică întotdeauna a jucat corect și joacă corect. Faptul că noi am fost opriți de către domnul Sfeșnic 2 ani la rând, lasă ceva lasă un miros urât. Corect. Bine. Eu am vrut să spun altceva. Da. Dar în sfârșit. Așa că ăsta este punctul nostru de vedere al suporterilor. Bine. Și mulțumim, Gigi. Numai bine, sănătate. La revedere. La revedere. Da. Hai, da, te rog. În completare la ce spunea Mustață, că stăteam să mă gândesc acum, apropo de Feșnic și de arbitrajul din Rapid cu FCSB, tot Feșnic a fost la centru și la FCSB cu Farul, 2-3 în sezonul regulat, cu două mari probleme acolo. A fost golul de 3-1 nevalidat al FCSB-ului la 2-1 pe partea lui Valentin Avram, același asistent. Deci același asistent, acest cuplu Feșnic-Valentin Avram, a fost și la FCSB Farul și la Rapid Farul. Și la FCSB Voluntari anul trecut. Când am pierdut campionatul. Deci a fost acel gol de care s-a discutat. Venea exact după ce United a dat golul acela cu Bruno Fernandes. Țin minte, exact. Da. S-a făcut... Iar în minutul... S-a făcut paralelismul. Da, în minutul 90 a fost eliminarea lui Daua, care a pornit dintr-un faul nesemnalizat la TAM. Din nou Varul nu a intervenit acolo. Bineînțeles, până la urmă Farul a întors și cu mult noroc 2-2 și 2-3, dar același Feșnic. În mod sigur, Feșnic n-a fost niciodată sfetnicul lui FCSB. Probabil al altora, dar lui FCSB sigur. Două meciuri critice pentru FCSB cu Feșnic. Și decisive. Decisive cu Farul și în Giulești. Da.